Bună ziua, dragilor! Bună ziua, bună seara de acum! Suntem pe seară, suntem la stupină. Iată că stupina am adus-o pe poziția aceea pe care o știați și voi. Am aranjat-o și acum m-am apucat astăzi să încerc să umblu în ei și să vedem, să facem expandarea, să facem. Și iată, dragilor, vă spuneam și altă dată că dacă împachetăm foarte bine, dacă strângem 3 în 1, aici este un model de 3 în 1, nu? Sunt 3 familii, nu 5, cum am avut nevoie să o fac eu de data asta, în situația aceea grea în care mă aflat, că am avut foarte multe nuclei. Iată, cu o iernare de asta 3 în 1, cam cum se prezintă în clipa de față. Deci, împachetarea a fost pe câte 4, am mai luat ori, am 5 rame, am pus și diafragma. Am să vă arăt așa cam cât albină este în clipa de față. Pe perete, peste tot, deci albină care stau straturi așa, peste una peste alta, una, două straturi, câte două straturi sunt așa. Da, cam asta arată ramă. Puietul este până în margine. Vedeți sub rama, nu scutur acum, că n-am de gând să fac chestia asta, dar puietul este până la ultima ramă. Mâncare foarte puțină, pentru că s-au mulțit, au ras tot. Dar avem acum și posibilitatea să venim în sprijinul lor, să-i ajutăm, pentru că avem rame cu miere de la rezervă, miere căpăcită chiar. Dacă facem lucrarea asta cu o singură mână, mi-e foarte greu. N-am avut operatorul astăzi. Am avut și alte probleme și acum am venit pe seară și zic, hai să mă apuc să demarez treaba. Da. Observați câteva rânduri de albi. Deci, practic, sunt intervalele full. Da? Deci, așa. Eu eram cu o palmă de albină, cu o palmă de puiet și este rama plină, ca vara, așa. Da? Deci, full cu puiet. Avem 4 rame pline cu puiet. Așa se întâmplă, deci dacă stai strâns, foarte strâns, esențial să aibă căldură, domnule. Asta e. Deci albina nu consumă pentru producerea căldurii, în condițiile acestea, dacă i-am asigurat căldura noi. Eu stupul oferă o șansă imensă la iernat. Când intri în toamnă cu 6 rame aici, pe partea asta, 6 parte, 6 în spate, ce să spun? Iernarea este spectaculoasă. Eu am lăsat 5 pentru că nu erau foarte pline albine și apoi aici în margine am pus și o diafragmă, am venit cu diafragmă. Deci vedeți, acum 4 sunt, probabil că am mai luat una și mai facem încă o și pe asta. Dar nu mai zic, că sunt full, dacă este la margine, sunt pline cu tot, cu albine, cu intervale, cu tot. Hrănirea am făcut-o între cele două folii. Asta a fost un lucru spectaculos, pentru că albina a mers între cele două folii, căldura a avut și rama în anticameră merge, dar de la un loc încolo. Să fie foarte bine strâns cuibul, ca albina să dea și în rama din anticameră. Da? Deci, cum v-am arătat anul trecut, ați văzut că m-am descurcat cu rama între două diafragme și am scos acele răgălii cu o ramă, două. Acum, iată, cam care situația. Deci, astea sunt 4 rame pline cu puiet.
Pe patru rame, era pe patru rame, tragă bătul cu puiet. Îmi dau seama așa de la greutatea ramei și densitatea albinei, cum stă albina și plăcește, cum spunem noi. Acum, cum am să fac eu aici? Avem, spuneam, rame, miere, în clipa asta, în rame. Iată, dragilor, mergem la rezervă. Asta e o ramă care nu-mi place și n-am să o bag în cuib. Știți că tot am făcut selecții și avem rame de calitate. Asta e o ramă crescută în sistemul vechi. Ramele toate care sunt crescute în nou sistem, toate sunt perfecte, perfecte, cu nicio celulă de trântor nu avem. Da? Rame de acestea o să folosim. Vă rog să urmăiți să nu vă spun lucrurile aiurea. Sigur că eu îndrăznesc să fac tot felul de experimente, pentru că am rămâne la stadiul de buduroi dacă n-am încercat și altceva și altceva. Biostupul a apărut ca urmare a ideii de a încerca și altceva, da? Deci vedeți o astfel de ramă. Acum eu am să leg să aibă și miere, pentru că am văzut celelalte sunt goale. Aceasta e o ramă care îmi place foarte tare. Este și încărcată, are cam 2 kg de miere pe ea. Da, deci miere căpăcită, de bună calitate. Și așa că, practic, o să fac în felul următor. O să pun rama asta. Nu vreau să deranjez. Aș putea sparge cuibul acum. Hai să o fac. Spartul cuibul, ce înseamnă? Asta cu miere, s-o bag în mijloc, ca să hrănească stânga-dreapta și celulele le golesc și se apucă de lucru. Da, deci o băgăm pe asta aici, pe urmă cealaltă chiar în margine. Vine în capul 6 rame aici. Pe fiecare spațiul ăsta. Așa, hai fetiților. Lăsați-mă să le... Da, am prins una. M-am prins-o cu mă... Da, albina este, vedeți, destul de potolită. Mă suna cineva din Moldova și îmi spuneau, zice, domnul profesor, am văzut filmele dumneavoastră și lucrați așa cu albinuța. La noi avem niște albine, parcă-s câini. Zice, noi, doamne, plătim cu suferință mare mierea asta care facem noi aici. Și aș vrea să luăm mărcuții la dumneavoastră. Azi, bă, băieți, veniți, am să vă dau. Selecția, când o facem la mărci, o facem și din... Ținând cont și de agresivitate. Că altfel te descurajează. Mai ales că, pentru cei apicultorii tineri, dacă au și o baftă de asta să dea peste o familie agresivă, nu le mai trebuie apicultură în veci. Asta s-o punem la margine. Așa. Asta cât de curând, peste vreo săptămână, dacă patru le avea, mai vine încă una. Deci va avea 5-6 rame cu puiet. Toate 6 vor fi cu puiet la asta. Și trebuie pe urmă lăsat unul singur. De ce nu las acum? De ce nu mă duc cu unul singur? Pentru că încă nopțile sunt reci și las expune la... Acum, nu știu, se poate să mai vină și un... Dar cât albina are ăsta, mai mergea sigur. Deci mergea sigur, mergea, da. Numai că... E și greu cu un singur... Mă lăsă.
faci treaba și să, să filmezi. Da, aici trebuie un pic de fum. Am omorât o una, două albinuțe și gata. Să transmit mesajul. Un pic mai agresiv. Ei, secretul, dragilor, este să umblăm cât se poate de ușor, lent, lent. Da? Acum ați vei spune, da, da, când am o supină de 200-300 de familii, cât de lent. Ei, poți umbli și mai repede dacă ai fum lângă tine. Dacă... E important să nu mori albina. Deci asta e cel mai important. Cum am dat eu acum, nu e indicat să faci asta. Da? Deci asta când se face cu 6 rame, vedeți acum când ecluzionează ce are de ecluzionat și cu cât este acum. Deci după părerea mea, o săptămână, maxim 10 zile, trebuie să expandat și lăsat unul singur în familie. Ăsta se umple cu albine, că îi rămâne și cu legătoarea de la ceilalți doi. Toată albina călătoare va întoarce aici. Ăsta, repet, la sfârșitul lui martie va fi full cu albina. Full. O să vi-l arăt. Sper să țin minte să vă fac și un film mai în legătură. Aici am mai pus mierea între cele două folii, cum și observați. Fiind foarte mult albină, s-a mai și mai avem și pierderi, dar acum eu am să pun apilucul. Apilucul constituie distanțier pentru mine. Ăsta n-ar mai trebui folie dublă, ci pur și simplu o singură folie și pus pe rame chiar apilucul și da drumul la treabă. I-am pus și două rame cu miere, acum ați și văzut și voi, deci l-am mai sprijinit așa. Trebuie să folosesc fumul, trebuie să folosesc. Am să vă arăt în continuare cum fac ca să pun apilucul. Trebuie să o spun foarte clar că apilucul rămâne un produs nemaipomenit de bun. Am sesizat, dragilor, că între miere și apiluc, surpriza mare l-a luat din multe ori apilucul, mai ales cele care au avut nevoie să se dezvolte, pentru că proteina... Acum noi am făcut și niște turte cu polen, observați aici. Ia să vezi ce am făcut eu aici. Am dat zoom-ul. Am apucat așa și am dat. Am făcut și turte cu polen și... Și a luat și polenul, dar de acum așa a început, astăzi e prima zi când am văzut că era polen. La noi aici, la Bacău, a fost destul de rece. Una sau două zile când s-au încălzit un pic și am ieșit și albina. În rest, nu s-a ieșit. Da, deci vă spuneam că voi folosi apilucul. Iată, acest produs foarte, foarte bun. O fericire pe doamna Lucia pentru reușita asta, pentru că în dialog cu albina, albina spune exact care e preferința ei. Deci chiar are aceste toate ingrediente de care sunt vitamine, minerale, etc., etc. Deci făcut un produs excepțional. Excepțional. Încă o dată o felicit pentru reușită. Și nu să vorbim vânt, pentru că cei care ați luat, sper că veți face același lucru, să mulțumiți. Eu am făcut-o de anul trecut, am văzut rezultatul și anul ăsta am continuat. Am să tai o bucată din apiluc. Așa. Și o să o folosesc ca distanțier. Adică să stea folia dublă, să stea un pic
șters așa, mai sus, ca albina se poate circula. Deci, așa. Ia se putează, e drept. Hai să mai băgăm o bucată de acolo. Și s-a mai luat una când... Ce faci când mă înghesui? Nu îmi place. Da. Am făcut asta în mod special pentru voi, pentru că sigur așteptați cu nerăbdare să vedeți să filmulez asta. Iată aici se pune un șoc pioneze, pentru că s-a desfăcut și albina circul dintr-o parte în alta. Deci avem grijă să nu circule. Există riscul să nu moare multica. Și acum ne mutăm la vecina. Hai să vedem și aici. Aici e problema. Trebuie extins urgent și aici. Mierea la căldură s-a muiat. Cristalizat a fost, dar s-a muiat și acum e cursul după două zile și văd că o tras-o. Însă, dacă nu punem distanțierul între, albina nu poate circula. Da? Deci, cum este aici, ca să stea folia sus? Este obligatoriu să facem asta. Ce facem acum, dragi? Așa aici, trebuie să punem... Așa, să punem rame. Ia uitați. O să o duc din pașa de diafragmă, o să o ramă din pașa de diafragmă. O să o pun undeva aici jos. Și să încerc să desfac în continuare. Sper că v-ați dat seama că și aici este tot atât de bine. El a fost strâns pe patru rame, dar între timp s-a populat foarte bine. Tot așa aștept să fie, să fie încărcat cu toate cele patru rame să fie cupuiat. Da, dacă diafragma e plină cu albină, e semn că s-a populat foarte bine. Acum am făcut eu o chestie chiar nu se necorectă. Am acolo desfăcut și albina a căzut pe miere, dar trebuia să iau cu tot cu folie. De aia, dar a fost prins pe dedesubt și cu o mână am să văd eu cum o scot. De fapt, o dau jos și o să ling din guna pe alta. Se curăță imediat. Deci toată albina o să dau în... Ia să dă. Dacă te ți-o duce, te voi jos. Deci te voi în strup. Dacă ai familie puternică și din toamnă și ai intrat cu șase, nu mai umbla ele, nu, adică cu folia dublu le hrănești din timp, api lux și cu distanție sau pui tu niște șupilițe și cu miere cristalizată, asta e rețeta. Și le desfaci, când le desfaci, lași câte unul în fiecare. Deci un pic mai târziu, ca să fie toate șase pline cu puiet. Și le desfaci, acolo ai cu tot, cu intervale, șase rame cu puiet. Ești boiat. Și lași câte una. Deci nu mai stai pe gânduri. Câte una în fiecare familie, în fiecare stup. Vii cu doi de o stup lângă tine și ai fugit câte unul în fiecare, strâns. Dar cele șase rame le strângi foarte bine, mai ales aceia care îi duci. Nu bagi nicio ramă. Unde bagi rame, dragul meu? La ăsta care rămâne pe bază,
La ăsta îi pui 3 rame de la rezervă, pentru că albina care vine călătoare și ce are el, nu, 4 rame îi poți spune. Deci, practic, ai 6 cu 4, 10. Te duci la 10 rame pe ușor. Pentru că toată albina va veni la ăsta. La celălalt îl lași, pe cei doi îi lași exact cu ramele pe care le-ai scos. Că se depopulează, stai strâns, uneori chiar poți să te duci, dacă ai 6 și se sesizezi că nu-i full de albină, că poate să fie, depinde de matcă, depinde. De preferat să iei pe cele mai puternice să le duci. Da? Deci pe cele mai puternice le duci. Nu pe cele mai slabe. Pentru că ăsta care e cel mai slab să rămână aici pe poziții, el va beneficia și de albina care vine de la celelalte două familii și atunci o pornește foarte bine. Adică el se va popla foarte bine. Celălalt sigur că stagnează câteva o săptămână așa, dar își formează propria albină și îi dă drumul propria albină călătoare și face treaba cum trebuie. Da, uitați, acum eu ce am să fac? Am să încerc să dau fumul. Cred că închid camera, dragii mei. N-am mai pus că mi se funde asta. Da. Închid camera și înțelegi ce fac acum. Deci voi desface scuturi, bag două rame cu miere și îl las peste 10 zile să umblu la el și atunci îl voi desface câte o singură familie în fiecare stup. Vezi, vă voi arăta și acest lucru. La revedere, dragilor!